Bună ziua tuturor, bună ziua Teo. Bună Carmen, bună ziua tuturor. Numele meu este Carmen Dudu și sunt alături de colega mea Teodora Matei, iar împreună vom prezenta astăzi ciclul investigativ 131, protocolul numărul 1. După cum bine v-am obișnuit, avem cele două părți, partea fixă, în care nu avem voie să intervenim, și partea explorativă liberă, în care vom aborda mai mult, vom explora mai mult răspunsurile avute de Teodora în prima parte. Teo nu cunoaște tema și o să o invit să se pregătească. Păturița? De ochii? Stai puțin să verific camera. Ok, da. Totul e ok. M-auzi bine, da? Da. De ochii. Trei respirații. Voi număra de sus în jos, de la 5 la 1. Și în timp ce număr, tu vei continua să te relaxezi profund. 5. Mută-ți atenția pe respirația ta. Ea te va purta progresiv într-o stare de relaxare profundă. Patru. Vizualizează în fața ta o scară cu 4 trepte și începe să le parcurgi treptat. La capătul lor, intri în contact cu toată ființa ta, observându-ți corpurile dimensionale. Închide accesul la corpul tău mental. Creează-ți un program temporar care să-ți identifice informațiile din mental pe parcursul acestei sesiuni. Închide accesul la corpul emoțional. La corpul sexual. Întărește legătura cu partea subliminală. Trei. Reechilibrează corpurile cu aceste noi condiții pentru o bună funcționare. Doi. Începe să te conectezi la eter, creându-ți un câmp de protecție. Și continui să te relaxezi din ce în ce mai profund. Spre interiorul tău. 1. Conectarea ta cu eterul este acum quasi totală. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 îmi spui ce percepi sau vizualizezi în raport cu termenul fibromialgie.
1, 2, 3. Văd o imagine ca dintr-un dicționar medical cu o siluetă, silueta unui cap uman și jumătate de trunchi. Și apoi deasupra, suprapuse, imaginile mai multor organe. Văd inimă, plămâni, ficat, rețeaua neuronală. Da. Regresează până în momentul în care vezi că apare primul caz de fibromialgie și descrie ce percepi sau vizualizezi. 1, 2, 3. Văd un cadru ca un spital, ca o tabără sanitară, gen prin anii 1100, la începutul anului 1000. 1100. Ceva, îi văd îmbrăcați, își văd medici și văd oameni îmbrăcați ca niște exploratori, gen cum sunt arheologii. Mm-hmm. Prin Egipt. Și e ceva după sau în timpul unui război, îmi vine cuvântul Indiile de vest. Și cadrul unui război. Asta pare o tabără, deci e o combinație între partea de asta de arheologie și margine de front. Mm-hmm. Da. Sindromul fibromialgic s-a schimbat în timp? Da, nu, doar parțial. Parțial. De ce s-a schimbat și cum? S-a suferit modificări datorită schimbărilor de mediu, în general schimbărilor și evoluției tehnologiei și a mediului în care trăiesc oamenii. Acum, deconectează-te de ceea ce percepi și caută, în ceea ce privește planul fizic, toți factorii responsabili ai fibromialgiei în raport cu zilele noastre. Mi apar mutații genetice, poluare, chestii chimice ingerate din alimente, ploi acide, electromagnetism accentuat mult peste limitele normale pe care le poate suporta corpul. O nutriție inadecvată, stresul intrauterin, modificări în ADN, mutații. Mm-hmm. Da. Acum te
deconectezi de la planul fizic și te muți în planul metafizic. Observi care sunt condițiile subliminale responsabile de fibromialgie. E, văd așa ca un fel de, nu e foarte clar ce înseamnă asta, mi-apare o imagine cum e pânza aia internă din abdomen care susține intestinele. Mm-hmm. Ceva asemănător văd ca o rețea albă, organică, care aparține oamenilor și care, dar e eteric, are legătură, deci nu e fizică. E ca un soi de matrice. Mm-hmm. Care conectează mai mulți oameni cu aceleași caracteristici de mediu și emoționale, cu aceleași premise. Mi-apare și înainte de încarnare. E ca și cum ar fi cu o predispoziție și o stare generală de energie slabă, energie care nu circulă cum trebuie, instabilă, o insecuritate și ca o lipsă de susținere din partea vieții. E, da, cam asta. Mm-hmm. Cum poate fibromialgia să caracterizeze corpul mental? Sau cum se... Da. Mi apare ca o semi-paralizie. E tot un soi de incapacitate de a corela diverse elemente ale câmpului mental, informațional. Incapacitate de a stabili corespondențe și de a uni puncte și de a funcționa unitar ca o defazare. E ceva ca o întrerupere între minte și corp. E ca și cum corpul nu răspunde la comenzile pe care le primește. Ca o degenerare. O slăbire, o degenerare mentală. Și neclaritate. Confuzie, neclaritate. Da. Cum poate fibromialgia să caracterizeze corpul emoțional? Tot cuvântul care vine este instabilitate, lipsă sau lipsă de stabilitate, lipsă de forță, de susținere. Ca o deconectare de viață, ca o deconectare de părțile pozitive
ale ființei. Văd cum se duce balanța spre negativ, spre emoții negative. Predomină emoțiile negative. Depresii, tristețe, lipsă de siguranță. E ca o cădere, ca o... O simt așa ca un fel de leșin, un leșin energetic, un... Parcă nimic nu mai e susținut, nimic nu mai stă în picioare din punct de vedere emoțional. Toate cad, toate se prăbușesc. Fără sprijin. Caută sprijin, caută sprijin în exterior. Are nevoie. Da. Cum poate fibromialgia să caracterizeze corpul sexual? Poate să-l blocheze total sau parțial, să blocheze curgerea energiei sexuale sau sifonarea ei. Cum se cheamă? O disturbare o... puternică. E ca o piedică foarte puternică în calea manifestării funcției esențiale a acestei energii. Ca și cum ar întrerupe-o. Da. Care sunt repercusiunile fibromialgiei asupra părții subliminale? O văd în, o întunecare, deconectare de între corpuri, se slăbește și se treptat se pierde legătura. Ca un soi de... Ca și cum persoana respectivă ar fi rătăcită, nu se regăsește, nu-și găsește spațiu, energiile, nu se recunoaște. Nu știe ce să facă cu sine și cu capacitățile sale. E ca un fel de încremenire, ca un fel de... Când nu știi ce să faci și rămâi blocat. Acum privește sistemul de chakre și modul în care funcționează la un pacient cu fibromialgie. Sunt foarte răsucite și sucite în niște direcții foarte... strâmbe, în niște poziții contorsionate, deci așa, efectiv ăsta e cuvântul, par contorsionate. Și energia curge... aiurea, e... parcă e fracturată, parcă nu se duce nicăieri, se mișcă totuși și în același timp nu-i fluidă. Da, nu curge deloc, ok. Câmpul energetic al unei persoane cu fibromialgie poate fi în pericol în ceea ce privește această afecțiune? Da, nu, doar parțial. Parțial, depinde. Ce fel de pericole ar putea genera?
Poate fi susceptibil foarte ușor la interferențe și la furturi de energie. Și nu numai de la ființe nevăzute, ci și de la oameni. Și e o perturbare, e în ambele sensuri, e o perturbare și dinspre și înspre persoana respectivă. Deci unul din pericole ar fi furtul de energie. Da. Și degenerare fizică, corpul nu funcționează cum trebuie. Corpul fizic și nici celelalte. Deci e o degenerare pe toate planurile. Și care duce în cele din urmă, poate să ducă la moarte. Da. Ce remedii percepi sau vizualizezi care pot ajuta la transmutarea sindromului fibromialgic? Percep că e lucru energetic, poate ajuta, doar că depinde cum e făcut, de către cine și în ce scop, și la fel și de nivelul persoanei respective, de nivelul de dezvoltare al conștiinței și de ceea ce alege să experimenteze, mai mult sau mai puțin conștient. Există și văd că există tratamente, medicamente care pot ușura simptomele, dar nu văd ceva care să facă să dispară complet. 100% nu văd. Bine. Mai vizualizezi și altceva? Am terminat partea fixă. Deconectează de aici, Teo. Haideți să mergem la o persoană care are un puseu fibromialgic cu dureri în tot corpul. Număr până la 3, ești acolo. 1, 2, 3. Spune, da. pe cine ai în față? Văd o fată ca de vreo 20 ceva de ani și tot corpul ei este strâmbat, nu știu cum, parcă ca și cum mai avea un cârcel imens în tot corpul. Și mâinile îi sunt răsucite spre interior și după aia spre exterior. Și fața e contorsionată, e ca și cum nu poate să-și controleze corpul. Nu poate să-l miște și e dureros. Ca un cârcel foarte puternic care doare. Bun. Și corpul fizic nu poate să se miște. Observă corpul ei. Corpul ei fizic ca o entitate aparte. Eu o să număr până la 3 și când spun 3, tu îl atingi și o să-l întrebi ce transmite cu aceste dureri? Care este mesajul? 1, 2, 3. Zice că se chinuie. Că nu poate. E prea mult pentru el.
că nu poate singur și că s-a săturat să suporte consecințele prostiei oamenilor. Care sunt acele prostii? Toate deciziile greșite pe care le iau și care îl fac să sufere, faptul că nu e iubit, că nu e înțeles la adevărata sa funcție și valoare, că nu e văzut, că nu așa ar trebui să funcționeze și să fie. Ar trebui să fie o sinergie, o sinergie în toată ființa și între toate corpurile. Corpul fizic este cel mai vizibil și cel menit să ne arate efectele, dar noi nu înțelegem și nu vedem. În acest sindrom, cine se îmbolnăvește? Unde apar simptomele? Întâi în corpul fizic sau în corpurile eterice? Corpul fizic spune că întotdeauna, în orice boală, simptomele apar în corpurile eterice, iar el este ultimul care arată, manifestă și îmbolnăvirea și vindecarea. Corpul fizic poate vindeca corpurile eterice? Nu. Doar energia care circulă prin el. El e ca o oglindă. Ca un îndrumar. Îndrumător. Observă cum se face transferul de energie între mediul înconjurător și corpul fizic, din punct de vedere energetic, bineînțeles. E ca un tot unitar. Circulă prin toate la fel. În momentul acestui puseu. În timpul unui puseu. Îi se întrerupe, nu circulă în momentul respectiv. E ca o încremenire, totul încremenește, totul stă ca o fractură. Observă partea subliminală în acel puseu, spune-mi cum o vezi. E detașată, e în altă parte, ca și cum ar fugi de acolo. Nu vrea să simtă, nu vrea să vadă. Pleacă de acolo, se duce în altă parte. Nu stă în corp. Bine, te o deconectează de aici. Mi-ai vorbit despre mutații genetice. În toate cazurile de fibromialgie apar aceste mutații genetice, da sau nu? Nu. Nu. Haideți să mergem în cazurile cu mutații genetice. Ești acolo. O să vezi. Cum apar aceste mutații genetice? Care este originea lor? Mediul în care trăiește persoana respectivă, dar mediul incluzând nu doar mediul fizic, ci și mediul mental, emoțional, gândurile pe care le rulează constant, programele,
mentale pe care le are. Poate să fie, de exemplu, o credință că are sau că va face sau că e predispus. Și atunci, ca și cum și-ar programa subliminal ADN-ul să producă acești factori și această consecință. Observă într-un puseu ce culoare are energia degajată de o persoană. Deci mai întâi văd un roșu cu portocaliu, apoi am văzut un fel de violet foarte închis spre negru și apoi o chestie ca un praf gri uscat, exact cum sunt ciupercile alea uscate când calci pe ele și iese un praf din ele. De ce se schimbă aceste nuanțe, aceste culori? În funcție de etapele prin care trece, sau faze diferite. Și la fiecare fază pe care o poți cataloga, e diferită energia. Această energie eliminată în timpul unui puseu fibromialgic are o specificitate anume. Bănuiesc. Are o frecvență anume. Da. Este, această frecvență este diferită de frecvența fricii? Da. Găsești o energie similară cu aceste, cu această energie în rândul emoțiilor sau stărilor umane? Da, cea mai apropiată cred că ar fi letargia, un fel de letargie. Bine. Acum număr până la 3 și la 3, având în față această energie specifică, spunem care sunt entitățile sau entitatea care preferă acest tip de energie. 1, 2, 3. Insectele. Păianjeni, lăcuste, călugărițe, insecte văd. La ce vor? Văd da. Și ceva reptilieni, dar în plan secund. În principal, insectele sunt cele care adună, colectează asta. La ce o vor folosi? Pentru ele, ele spun că e cum e polenul de pe flori. Le hrănesc. Își construiesc constructe energetice din ea. Adică? O folosesc, deci o se hrănesc sau o folosesc ca să o redirecționeze, să creeze constructe mentale, energetice, să facă proiecții. Observă cum transformă, când transformă această energie, o vor transforma în ce tip de energie sau ce fel? Văd cum efectiv parcă o înghit și o trec printr-un sistem al lor propriu unde se amestecă cu energie specifică lor. Și apoi când o emană, este ca un hibrid, e un amestec, e o prelucrare, e prelucrată, deci nu o folosesc așa, luată direct. Vrei să mai dau așa? Mai știu care era întrebarea. În ce tip de energie o transformă? Da. Nu, nu mai văd altceva.
Bun, am văzut entitățile. Observă ce tip de personalitate, ce tip de oameni atrag aceste energii emanate de fibromialgici. Oameni dezolați, lipsiți de scop, lipsiți de bucurie. Ăștia sunt ei, cei care au acest sindrom de inscui? Cei care s-a atrași. Atrași, ok, perfect. Da. Care se tem permanent de ceva. Se tem să trăiască, se tem de viață, se tem de ceilalți, se tem să ia decizii. Deci, ca o... nu e instabilitate. Ca o nesiguranță și o incapacitate de a decide, de a ști ce-și doresc. Nehotărâți. Fără scop, fără direcție. Letargici. Mm-hmm. În afara unui puseu de acest gen, cum vezi energia emanată de o persoană? E degradată în tonuri de... culorile sunt spre gri. Eternă, ternă. Uh-huh. Nestrălucitoare, lipsită de fluiditate și la joase, la procentaj redus. Nu e la capacități optime. Mm-hmm. Bine. Acum, dacă cred că încă mai în fața acea persoană care suferă de fibromialgie, confirmă? Da. Observă corpurile dimensionale, toate. Bănuiesc că toate sunt în suferință. Da, le văd pe toate semi-transparente, parcă pe jumătate sunt dispărute. Mm-hmm. Vreau să observ că toate sunt conectate. Dacă nu o străiască, să mergem pe altă linie temporală, să le conectăm. Sunt conectate parțial, văd așa. Perfect. Foarte la fel, foarte slab și parcă se destramă așa. Mm-hmm. Acum o să creăm noi o linie temporală, posibilități. O să luăm pe rând fiecare corp. Și când zic corpul mental, ca și cum corpul mental se vindecă și vedem ce se întâmplă cu celelalte, ok? Haide. Corpul mental. Da, îl văd dintr-o dată mai clar, mai uh-huh. strălucitor și cum pornește dinspre el claritatea asta și lumina care se duce și spre, în continuare, spre celelalte. Uh-huh. Iar celelalte? Primesc puțin, parțial. Uh-huh. Cam un 15%. Așa. Da. În timp, dacă avansăm timpul, această situație, acest sindrom de fibromialgie se îmbunătățește sau se vindecă odată cu vindecarea corpului mental? Nu total, doar parțial, destul de puțin, cam până în 45%. Bine, perfect. Maxim. Anulează această linie temporală. Acum mergem pe corpul emoțional. Se vindecă. Aici văd mult mai puternic în momentul în care corpul emoțional e vindecat. Văd foarte mult roz că îi apare în interior. Și emană o lumină foarte puternică care se duce și spre celelalte. Și aici văd în proporție de 60% uh-huh. de vindecare. Perfect, anulăm această linie temporală.
mergem pe corpul sexual. Deci aici la corpul sexual am văzut că a emanat o lumină extraordinar de puternică, aurie, care a umplut tot spațiul meu vizual. N-am mai văzut nimic altceva. A umplut totul. Hai să luăm specific, anulează această posibilitate, acest lucru, fără acord. Specific, această persoană, cum își poate vindeca corpul sexual? Preluând energia pe care o deține, o generează și înglobând-o în toate celulele sale. Mm-hmm. Corpul sexual, cum îl vezi la această persoană? În dezechilibre, mă refer. Mm-hmm. Reprimat, redus, gri, pierde toată energia sexuală, se duce în altă parte, dar nu îi rămâne. O să număr de la 1 la 3, iar la 3, în fața ta, o să-ți apară ceva fizic de pe pământ, o plantă, un obiect egal, care poate ajuta la vindecarea corpului sexual, dacă ți apar. 1, 2, 3! Știu, văd pur și simplu niște stânci, un vârf de stânci, sub formă de, ca un fel de, oarecum, de piramidă sau de... Da? Con. Unde se află aceste stânci? În mai multe locuri. Pe pământ. Îmi vine cuvântul bazalt, unde sunt formațiuni de bazalt. Aceasta este specificitatea lor? Bazaltul? Cred că da. Mm-hmm. Și un anumit tip de energie care circulă prin ele. Bine. O să facem... Deconectează de aici. Revin la acea persoană. Din România îmi venea Pietrele Doamnei. Pietrele Doamnei. Ok, a mai venit o imagine cu detonatele și muntele Shasta. Bine. Hai să vedem. Creăm o linie temporală secundară. Punem această persoană pe care o vedeai într-un loc ca acela, număr până la 3. Privești metafizic. 1, 2, 3. Da, văd cum în momentul în care este așezat cu fundul pe stâncile astea, se creează o conexiune energetică dinspre pământ, spre corpul fizic și apoi invers. E ca un fel de schimb energetic. Mm-hmm. Și începe să curgă energia într-un mod circular. Se activează torusul. E o energie care circulă de la baza coloanei în sus și apoi o ia spre lateral în jos și apoi iar urcă pe coloana în sus. E ca și cum s-ar activa kundalinii. Mm-hmm. Ceva de genul. Și se deblochează zone, centri energetici
Energia devine mai fluidă și începe să urce. Se duce pe coloană până în sus, în vârful capului. Și apoi e distribuită în tot corpul, în toate celulele. Deci, efectiv, îmi apare că e ca și cum corpul își reia poziția lui firească în circuitul energiei în natură. Exact așa sună, parcă e o lecție la școală. Da. Care ar fi timpul necesar pentru o asemenea reechilibrare? Mi-apare că e de ordinul minutelor, în primul rând, în primul contact, care e cel mai important. Și apoi, pe măsură ce se reia, păstrând această linie temporală, ducem la distanță această persoană, avansează timpul și spunem dacă se păstrează aceeași condiție. Da. Perfect. Bine. Hai să anulăm această linie temporală. Transmite-i aceste informații persoanei pe care o părți subliminale, a persoanei pe care o vezi de-o. Bine, și deconectează-te de la ea. Perfect. Mi-ai vorbit despre o matrice care conectează aceleași oameni cu aceleași... Vreau să verifici dacă există un egregor. Este unul mai mic. Acest egregor este format de către acești oameni. Vreau să vezi dacă mai are o conexiune, dacă din egregor se hrănește ceva sau cineva. Da, din egregor se hrănesc alte ființe mai deasupra, mai sus. Bine. Acum, la 3, atinge acest egregor fără să aibă contact cu tine, să creeze o conexiune cu tine și transmis toate informațiile pe care le-am avut în această sesiune. 1, 2, Da. Bine. Perfect. S-a întâmplat ceva? Dar mă uitam cum se transmiteau în rețea informațiile sub formă de impulsuri, ca niște impulsuri electrice. Da. Acum vei chema și toate părțile subliminale care suferă de acest sindrom. 1, 2, 3. Și vei face același lucru. Da. Foarte bine, da? Acum te deconectezi. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 vei deschide ochii în prezent. 1. Observă cum te deconectezi de la tot și de la toate și înlătură orice fel de parazitare sau de programe mentale. 2. Îți crește energia progresiv până la energia ta optimă. Simte această energie care îți cuprinde tot corpul.
Și 3, poți deschide ochii. Kung Fu? Ca de obicei. Da. Călătorie. Bine. Nu știam absolut nimic despre fibromialgie. Habar n-am ce asta. Adică am mai auzit termenul, dar nu știu ce înseamnă. Deocamdată nu se știe unde se clasează, dar se manifestă prin dureri generale în tot corpul. Și ceea ce ai descris tu din punct de vedere psihologic este de acuratețe. Pentru că este și o componentă psihică, încă nu se știe unde o băgăm, în psihiatrie sau în reumatologie, încă nu se știe. Sau în neurologie, nu se știe. Bine, mulțumim frumos! Sper să vă fie de folos și pe data viitoare. La revedere! La revedere! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande? Quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne emetta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura. È informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto, che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle. E anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui, dalle
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale, a caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva, che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico, implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe? E quante informazioni da filtrare? Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi, alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
Una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.